Bună ziua, dragi elevi! În continuare vom vedea ultimul capitol din fenomenii termice. Vom analiza acest capitol nu integral, doar selectiv, anumite teme care se întâlnesc mai mult la examen, și anume lichide și solide, transformări de fază. Acesta este cuprinsul, deci cuprinsul include structura și proprietățile generale ale lichidelor, fenomenii superficiale, structura și proprietățile generale ale solidelor, deformarea corpurilor solide, legea lui Hooke, dilatarea solidelor și lichidelor, vaporizarea și condensarea, topirea și solidificarea, sublimarea și desublimarea. Aceste două le vom analiza împreună. Calorimetrie, ecuația calorimetrică, se face în cadrul clasei 8-a, la fel puțin vom repeta din ea. Primul paragraf, structura și proprietățile generale ale lichidelor. Ne aducem aminte că la lichide energie cinetică a media moleculei, a unei molecule, este aproximativ egal cu energia potențială minimă. Prin urmare, molecula de apă poate să se deplaseze între molecule, nu apă, dar lichide, lichidului. Poate să deplaseze interiorul lichidului. Lichidele se caracterizează prin volum propriu, dar nu au formă proprie. Și au așa o proprietate de curgere. Lichidele sunt practic incompresibile. Adică dacă luăm un lichid și îl închidem într-un vas și încercăm să-l compresăm, chiar efectiv apa, atunci presiunea exercitată ca să o putem compresa trebuie să fie foarte, foarte mare. Deci sunt practic incompresibile. În lichid este o ordine locală, ce înseamnă aceasta? Asta înseamnă că molecula care interacționează cu vecinii săi se află într-o oarecare măsură, într-un echilibru, apoi totodată poate să evadeze din starea aceea și să intre în alte ordine locală. De ce lichidele sunt întotdeauna izotrope? Adică proprietățile lor în diferite locuri sunt aceleași. Densitatea în particular. În cazul dat avem o picătură de apă pe o suprafață care nu umezește, deci picătura apei. Observăm forma ei, care este stabilită în urma din cauza stratului superficial de la suprafață. Deci, fenomene superficiale, fluiditatea lichidelor determină existența unei suprafețe libere a lor, care totdeauna este și o suprafață de separație dintre diferite medii. De exemplu, lichid solid, lichid lichid sau lichid gaz. Datorită acestei suprafețe de separație, lichidele se caracterizează prin fenomene calitativ noi numite superficiale. Deci fenomenele superficiale, stratul acesta superficial care se formează la suprafața lichidului, este format din cauza forțelor intermoleculare care la suprafața de separație sunt spre interiorul lichidului. Deci moleculele tind să intre în interiorul lichidului. Întrucât lichidul poate interacționa cu solid, cu lichid sau cu gaz, prin urmare, o moleculă din stratul superficial, de la marginea lichidului, poate fi atrasă atât de molecule din alte medii, solid, lichid sau gaz, cât și de molecule din interiorul său. În dependență de care molecule atrasă, forțele se numite forțe de coeziune și adeziune. Forțe de atracție dintre molecule aceleași medii se numesc coeziune. Adică dacă luăm o moleculă de apă de pe suprafața apei, ea e atrasă de molecule din interiorul apei, se numesc coeziune. Celelalte din afară, fie că e în aer, în contact cu aerul sau cu sticla, sau cu uleiul, acele forțe se numesc de adeziune. Stratul superficial, coeficient de tensiune superficială. Să vedem stratul acesta, superficial, este, de exemplu, o moleculă în interiorul lichidului, particular apa, este atrasă la fel în toate direcțiile, de exemplu, de moleculele din jur. Raza de acțiune
este raza dicțiunii moleculară, care am examinat-o în capitolul precedent. Și molecule care sunt la suprafață se primește că sunt atrase în interior, iar din afară, dacă în cază e aer, mai puțin, atunci se formează un strat la suprafața lichidului egal cu raza de acțiune moleculară și este stratul acesta se primește că este atras în interior. Pelicula aceasta formată de moleculi apasă în interiorul lichidului de către forțele intermoleculare. Prin urmare, moleculele la suprafață tind să intre în interior și suprafața aceasta tinde să-și micșoreze area. Ca de exemplu, pot să vă arăt un experiment. Uitați-vă, apa din sticlă. Și dacă o să mizim suprafața, observați cum apa reușește să se strângă rapid de pe suprafața sticlei. Se vede? Acest lucru are loc din cauza forțelor intermoleculare. Deci apa rapid se strânge. Prin urmare, dacă avem apa, în caz particular, suprafața apei tinde să se micșoreze, fie că este pe un solid sau pe alt lichid, sau chiar în gaz, și se varieze suprafața. Prin urmare, forțele acestea în strat superficial se efectuează lucru, forțele acestea egal cu minus sigma delta S, minus arată că când suprafața scade, lucrul e pozitiv efectuat de forțele stratul superficial. Iar sigma este un coeficient care ține din natura lichidului. Se numește coeficient tensiunii superficiale. Deci, lucrul stratul superficial e proporțional cu variația areei, variația suprafeței libere a lichidului sau variația suprafeței stratului superficial. Acest sigma, coeficient tensiunii superficiale, se determină din formula lucru stratul superficial pe modulul variației arei și ar fi newton pe metru pătrat, joule pe metru pătrat, dar joule poate fi scris ca newton ori metru și o să fie newton pe metru. Întrucât forțele intermoleculare sunt forțe de tip potențial, atunci lucru stratul superficial e minus variația energiei potențiale a stratului superficial. Deci stratul superficial are o anumită energie potențială. De aici obținem că variația energiei potențiale stratului superficial e sigma delta S. Dacă area crește, energia stratului crește. Și el e capabil să facă un lucru. Să vedem așa un experiment simplu. Este reprezentat în figură în acest desen. De exemplu, în dinamică ar fi așa. Deci, o funie liberă și este acoperită cu o peliculă de săpun. O parte a peliculei se sparge și observăm cum funia se deplasează în partea cealaltă din cauza că stratul superficial îl atrage. Iată aici, de exemplu, în cazul dat, funia este atrasă în toate părțile de peliculă și se află într-o stare liberă. Dacă spargem una din fețe, rămân doar forțele de cealaltă parte și în felul ăsta funia se curbează. Acest lucru ne arată nouă că pelicula, stratul special, este tensionată sau acționează forța de-a lungul acestui contur. Această forță se demonstrează că e egal cu sigma L, unde L e lungimea acestui contur, în cazul dat aici. Pentru peliculă, de fapt, sunt două straturi superficiale dintr-o parte și din alta. Forța aceasta ar fi 2 sigma L, dar dacă e un strat superficial, e sigma L. Deci, această forță se numește forță de tensiune superficială. De aici și formula pentru sigma F. SPL, newton pe metru, unitate de măsură. Să vedem forma stratului superficial și fenomenii capilare.
Întrucât noi am spus că sunt forțe de adeziune și coeziune, reamintim, coeziune între molecule același mediu, adeziune cu celelalte medii. Sunt posibile două cazuri. Și anume, forța de adeziune să fie mai mare ca coeziune. În cazul dat, lichidul este atras de către mediul care îl contactează și noi zicem că el udă corpul solid, dacă ar fi corpul solid, da? Poate să fie și situația lichid cu lichid, cum de exemplu o picătură de benzină pe apă se împrăște. Dar dacă examinăm solid, cum ar fi apa cu sticla, apa umezește sticla. Se zice că lichidul este aderent. Iată, în cazul acesta, noi vedem cum lichidul urcă din cauza că forțele de adeziune sunt mai mari ca forțele de coeziune și rezultanta forțelor îndreptată spre solid. Spre solid. Iată, dacă avem un tub capilar, în cazul acesta, lichidul va urca la o anumită înălțime până forța de greutate se echilibrează cu forța aceasta a stratului superficial, care se delimitează aici, la marginea lichidului. Cazul 2. Dacă forța de adeziune mai mică ca forța de coeziune, lichidul e neaderent. El nu udă corpul solid, adică parcă ar fi că corpul respinge. De exemplu, o picătură de mercur pe suprafața solidă, cum ar fi sticla, el este respins și se formează ca o bilă perfectă, practic. Nu, datorită forței de greutate puțin se deformează. Iată, în cazul acesta, lichidul este respins din partea solidului și, prin urmare, el este apăsat, dacă avem un tub apăsat în jos la anumite înălțimi. Este formula, legea lui Jurin, sau formula lui Jurin, care determină înălțimea lichidului la care el urcă, se demonstrează prin egalitatea forței de greutate egal cu presiunea hidrostatică, se poate demonstra, forța e sigma L, unde el e lungimea conturului, forța sigma L în sus, mg în jos, volumul, masa se poate scris densitate ori volum, volumul S or H, S or P or pătrat, și obținem formula lui Jurin. Observăm că cu cât înălțimea mai mică, deci cu cât raza capilarului mai mică, cu atât înălțimea e mai mare. Deci un experiment unde din 5 raza capilarului mai mică, înălțimea la care urcă lichidul este mai mare. Acesta e mecanismul care lucrează și la urcarea apei în copaci, în capilarele copacilor. La fel, circulația sângelui în capilare are loc prin acest mecanism. Iată, aici aveți un exemplu cum această făptură care e liliacul bea apă datorită faptului că limba atrage moleculele de apă este udă, consideră că asta este, deci liliacul e de vină în coronavirusul care este astăzi. Să vedem deformarea corpurilor solide, legea lui Hooke. Dacă ne imaginăm un corp solid, de exemplu o sârmă, care o tensionăm, deci aplicăm o forță anumită, fie alungire, fie comprimare, atunci acest solid se deformează cu un delta L. Evident că în cazul alungirii puțin și se comprimă, în cazul comprimării puțin se dilată. Ca definiție, alungirea relativă este delta L pe L0, arată cu câte procente față de lungimea inițială s-a alungit. Alungirea absolută e pur și simplu diferența lungimea finală minus inițială. Sigma egal cu F supra S. F e forța care se aplică la capătul solidului împărțit la area secțiunii transversale. Se numește tensiunea mecanică sau efort unitar. Această tensiune mecanică se măsoară în newton pe metru pătrat.
Simbolul este ca și la sigma de la lichid, dar e cu totul altă mărime și alt sens are. Și legea aceasta lui Hooke, sigma egal cu E epsilon, arată legătura între tensiunea mecanică și alungirea relativă, unde E se mai numește modulul Young sau modulul de elasticitate. Fiecare solid are modulul său de elasticitate, care îl găsim în tabele. Dacă examinăm sigma în funcție de epsilon pentru solide, el variază aproximativ în felul următor, unde porțiunea 0 sigma este porțiunea elastică, pe porțiunea AB se produc deja deformații care nu mai revin la starea inițială, deci solidul, iar în porțiunea, în punctul D are loc ruperea, sigma de rupere. Deci orice material are o anumită sigma de rupere. Prin urmare, materialul are un anumit coeficient de siguranță. Să vedem dilatarea solidelor și lichidelor. Dilatarea termică. Noi înțelegem că dacă lichidul sau solidul se încălzește, agitația termică crește. Prin urmare, fiecare moleculă are nevoie de un spațiu mai mare în care se miște, se osciliză. În felul acesta, volumul integral a corpului crește, făcând excepție, de exemplu, apa. Apa face excepție, anomalia apei. La plus 4 grade, apa are volum cel mai mic și densitate cea mai mare. Iar gheața are volum, o densitate mai mică, deci plutește pe suprafață. Deci face o excepție. Dar celelalte, fiind în felul următor, crescând volumul odată cu creșterea temperaturii. Și câteva legi, dacă ne aducem aminte, variația relativă a volumului pentru lichide, volumul variază linear cu creșterea temperaturii, iar beta e coeficientul dilatare în termic în volum, care îl găsim din tabele de obicei. La fel, densitatea variază a lichidului. Pentru solide, variația relativă a lungimii unui solid sau, de exemplu, alungirea lineară are loc după legea aceasta, unde alfa e coeficient de dilatare termică linear. Pentru suprafață și volum vom avea aceste legi. Alfa îl găsim în tabel. Și următorul paragraf să vedem tranziții de fază. Din clasa 8-a cunoaștem și facem o mică repetare. Eu o să vă arăt și diagrama generală a tranzițiilor de fază împreună cu formule. Rapidă să le repetăm, dar aici să vedem. Avem starea solidă, despre care am vorbit, starea lichidă, gazoasă și este și plasma. Acum, dacă trece substanța din starea solidă în lichidă, acest proces numește topire. Procesul invers, solidificare, înghețare. Dacă din starea lichidă în gazoasă, noi îl numim vaporizare, invers ar fi condensare. Din gaz în solid și din solid în gaz. Deci din solid în gaz, sublimare sau depunere. Mai este și gazul cu plasma, ionizare și recombinare. Ne vom imagina un corp solid care îl încălzim, adică îi comunicăm o energie din exterior, o cantitate de căldură. Prin urmare, temperatura acestui corp variază în funcție de cantitatea de căldură care o cedem sau invers o luăm, da? De la corp. Dacă considerăm că aceasta ar fi temperatura inițială și comunicăm corpului o energie uniform, în rate egale, atunci temperatura corpului crește, ajungând la o anumită valoare care se numește temperatura de topire. În momentul când corpul se topește, deci de la temperatura inițială
Până la temperatura de topire, energia cinetică a moleculelor crește. Noi știm că în starea solidă, aceasta e starea solidă care se încălzește, în starea solidă, energia cinetică a media moleculelor e mai mică ca cea potențială. Acum, comunicând energie corpului, energia cinetică a moleculelor începe să crească și ajunge la un anumit moment când energia cinetică a moleculelor devine egală cu cea potențială. În momentul acesta se începe ruperea legăturilor acestora și în continuare căldura care o comunicăm noi se pierde doar la rupere sau la trecere din starea solidă în lichide. Și temperatura corpului nu variază practic, deci nu variază. În continuare are loc trecerea din starea solidă în lichide, care noi am numit-o topirea. Evident că la un anumit moment solidul se topește total și avem doar lichid. Acum, dacă încălzim în continuare lichidul, el se încălzește până la o anumită temperatură, care noi numim temperatura de fierbere. Temperatura aceasta de fierbere, deci asta e starea lichidă încălzită. La temperatura de fierbere experimental se observă că noi dacă fierbem apa, de exemplu, în anumite condiții de presiune constante, păi energia care o comunicăm corpul se duce doar la trecerea din starea lichidă în gazoasă. Și, apropo, această trecere se întâmplă în felul următor. În lichid, energia cinetică egal cu energia potențială, practic, și când încălzim lichidul mai mult, energia cinetică moleculelor crește și în felul acesta moleculele la suprafața lichidului încep să evadeze, splece din lichid și nu numai la suprafață, dar chiar în tot volumul lichidului și are loc procesul de fierbere și trece lichidul în gaz. În continuare, când tot lichidul a trecut în gaz, noi avem doar gaz, putem în continuare să încălzim gazul până ajungem la plasmă, să zicem așa. Procesul acesta este reversibil, adică noi putem în continuare să răcim gazul. Dacă răcim gazul, ajungem la temperatura de fierbere care e și egală cu temperatura de condensare. Și aici gazul poate fi condensat. Cantitatea de căldură care e nevoie la evaporare este aceeași cu cantitatea de căldură și pentru condensare. Deci segmentul acesta va fi egal. Aici gazul trece în lichid. Apoi, dacă răcim gazul în continuare, el se răcește până la temperatura care noi am numit-o temperatura de topire. În cazul dat, asta să fie temperatura de cristalizare sau solidificare. Solidificare. Acest lichidul se răcește. Apoi, când am ajuns la temperatura aceasta de solidificare și extragem în continuare corpul energiei, adică micșorăm energia cinetică a moleculilor, moleculele se apropie una de alta și se formează starea solidă. Segmentul acesta iarăși este egal. Noi nu am păstrat scara pentru căldură. Dacă am fi păstrat, aici altfel ar fi arătat panta, dar la nivel calitativ e bine. Deci aici lichidul trece în solid, are loc solidificarea. În continuare, dacă tot corpul s-a solidificat pe la temperatura lui de topire și solidificare care e aceeași, și în continuare dacă îl răcim, graficul o să fie practic simetric. Iată, așa arată diagrama, numai că vreau să fac o remarcă. Până aici are loc încălzirea, de aici răcirea. Dacă ne aducem aminte formulele care le-am folosit și în clasa 8-a,
Pentru toate aceste procese vom avea. Pentru starea gazoasă nu vom analiza. Aceasta am analizat în cadrul legilor gazelor și termodinamice. Deci, la încălzirea solidului folosim formula pentru cantitatea de căldură. Cm delta T și la răcirea la fel, Cm delta T. Numai că delta T aici e negativ, acolo e pozitiv. Și ce acesta, asta e căldura specifică în starea solidă. În starea solidă. Vom indica indicele S, facem făcând o diferență, că este pentru starea solidă. Pentru lichid vom avea la fel Cm delta T când se încălzește lichidul și aici Cm delta T. Numai că asta este pentru starea lichidă, pentru starea lichidă, căldura specifică. La gaze folosim formule care le-am studiat anterior. Prezintă interes nu atât căldura specifică, cât capacitățile calorice. Pentru tranzițiile de fază din solid în lichid folosim lambda M, unde lambda e lambda de topire și aici la fel e lambda M, numai cu semnul minus, fiindcă se extrage căldura, și lambda de solidificare sau cristalizare. Lambda acesta și acesta sunt la fel. Deci eu am scris lambda T, sunt aceleași. Și pentru faza de trecere din lichid în gaz, folosește lambda M, numai că lambda de vaporizare, căldura latentă de vaporizare, care este o mărime tabelară sau este dată în grafic, în problemă. Și aici minus lambda M. Aici lambda e de condensare, dar el e egal cu cel de vaporizare. Acestea sunt formule pentru cantitățile de căldură necesare pentru a încălzi corpul sau pentru a încălzi și a-l topi și respectiv vaporiza și invers pentru a-l readuce din gaz în starea solidă. Respectiv, dacă nouă este nevoie să aducem corpul din starea solidă în starea gazoasă, trebuie să sumăm toate aceste cantități de căldură de care avem nevoie. Această diagramă este foarte utilă în cazul unei probleme unde au loc mai multe tranziții de fază și este o diagramă care face o generalizare a acestui fenomen, deci tranziții, acestor fenomeni tranziții de fază. Încă ceva să vă arăt aici, ecuația calorimetrică. Ecuația calorimetrică care se folosește și în clasa 8-a. Deci dacă avem două corpuri, de exemplu corpul A și B, și le punem în contact termic, aceste corpuri, unul cedează căldura, altul primește. Și noi notăm Q cedat este egal cu Q primit. Din cauza că cel care cedează Q scade, noi notăm în modul, sau Q cedat plus Q primit este 0. Aceasta se numește ecuația calorimetrică. În cazul ecuației calorimetrice, deja noi stabilim ce se întâmplă cu corpul. Fie că se încălzește, solidifică, stopește, depinde care stare de agregare trece în care și Q cedat, respectiv și Q primit, se formează din aceste porțiuni care avem nevoie. Deci ecuația calorimetrică este la fel lege conservării energiei. Ținem cont că când are loc ecuația aceasta, se consideră, se neglijează transferul de căldură cu alte corpuri. Doar are loc doar pentru corpurile care interacționează. Să vedem lucru cu anexa pentru acest capitol. Deci aici sunt notate, sunt bifate formulele care le-am folosit în celelalte două capitole anterioare. Aici sunt doar câteva, și anume, lambda M se utilizează atât la căldura de
topire și cristalizare sau înghețare, cât și la vaporizare. Deci lambda poate fi de vaporizare sau topire, depinde de situație. Evident că CM-delta T tot se folosește aici. La fel, sigma pentru stratul superficial, forța stratul superficial și formula lui Jurin. Formula lui Jurin. Acestea sunt formule din anexă. Acum vom analiza câteva exerciții care au fost la bacalaureat. Și mai întâi, partea teoretică. Raportul dintre cantitatea de căldură Q necesară pentru topirea substanței și masa M a acestea luată la temperatura de topire se numește. Deci, noi știm că Q este lambda M, lambda de topire M. Atunci când topim un corp la temperatura de topire, temperatura se menține constantă. Dacă împărțim Q la M, obținem un raport constant care se numește căldura latentă de topire. Deci formula este Q lambda de topire M și Q supra M este lambda, căldura latentă de topire care e constantă și are loc la o temperatură de topire. E constantă pentru substanța dată. Următor, raportul dintre cantitatea de căldură necesară pentru vaporizarea lichidului și masa acestuia la temperatură constantă se numește. Exact același lucru se, pentru lambda de vaporizare, deci căldura latentă de vaporizare. Următor, înălțimea la care se ridică un lichid aderent într-un vas capilar este proporțională cu raza acestuia. Deci țineți minte, cu cât e mai subțire sau raza e mai mică la tubul capilar, cu atât înălțimea e mai mare și este invers proporțional. Deci raza mai mare, înălțimea mai mică, deci proporționalitatea inversă. Răspunsul la întrebarea aceasta foarte ușor se dă dacă ne uităm la ultima formulă din anexă, care e legea lui Jurin de la fizica moleculară. Ce? La răcirea până la 4 grade, volumul apei se. Deci v-am spus că la 4 grade apa face o excepție, anomalie. La 4 grade apa are densitatea cea mai mică, cerere-tare cea mai mare. Prin urmare, volumul este cel mai mic. Deci ce face volumul? Se micșorează. Cantitatea de căldură necesară pentru topirea unui corp la temperatura de topire este direct sau invers, în două variante, proporțională cu masa corpului. Evident, cât corpul e mai mare, cu atât cantitatea este mai mare. E direct proporțional, formula lambda M, ușor se dă răspuns. Acum, următoarea întrebare. La creșterea sau micșorarea, evident, două răspunsuri, temperaturii, dimensiunile corpului solide se măresc. Și noi știm că la creștere, da, temperaturii, corpul se dilată. Și ce următorul, vaporizarea, care se realizează la orice temperatură, dar numai la suprafața liberă a lichidului, se numește. Deci, vaporizarea se împarte în două. Este evaporare, care are loc la suprafața liberă a lichidului, și fierbere, care are loc în tot volumul lichidului. Deci, e vorba de evaporare. Da? Fierbere are loc doar la temperatura de fierbere, pe când cealaltă la orice temperatură. Să vedem exercițiu, un exercițiu 12 din cadrul examenilor de bacalaureat la acest capitol, deci ține de experiment, numai că acest exercițiu este o combinație între electricitate și fenomenele acestea termice. Astfel de probleme sunt mai multe, unde se combină electricitatea, deci electrocinetică, cantitatea de căldură, efectul Joule degajată de curentul electric și căldura primită sau cedată de un corp solid sau lichid, ca de obicei CM-delta T. Să examinăm acest exercițiu. Deci, fie că este necesar să determinăm rezistența unui fierbător electric, având la dispoziție sursa de tensiune, ampermetru, un vas în care se află o masă cunoscută de apă M,
termometru, cronometru, întrerupător, fire de conexiune și fierbătorul. Pierderi de energie se vor neglija. Căldura specifică ce apei se consideră cunoscută. Cerințe. Deci trebuie de prezentat schema circuitului necesar, descrim succint modul de terminare rezistenței electrice a fierbătorului și se deducem formula de calcul. Bine, haideți să vedem mai întâi ce avem noi și ce ni se cere. Noi avem la dispoziție un, evident, fierbătorul, da? Fierbătorul acesta electric care este. Putem cumva să în maculator să vă notați așa imagini orientative. Deci avem fierbătorul. Iată, la să fie așa un fierbător care avem, deci conectează la priză. Asta fierbătorul. Sursa de tensiune. Putem să o notăm așa. Sursa de tensiune. Așa este. Mai departe, ampermetru. Deci ampermetru. După aceasta avem cronometru, vas în care se află o masă cunoscută de apă, deci avem vasul și apă cu masă cunoscută, deci este vas. Da? Termometru, așa să-l notăm, termometru, cronometru, așa, întrerupător, acesta pentru siguranță, și fire de conexiune. Deci avem mai multe fire de conexiune, da? Fire sunt mai multe de conexiune. Deci acesta tot ce avem. Condiția este, sau cerința, trebuie să deducem formula de calcul pentru rezistența electrică fierbătorului. Deci fierbătorul poate fi reprezentat ca un rezistor, de fapt, da? În schema noastră electrică poate fi reprezentat ca un rezistor, deci echivalent cu un rezistor. Așa, care are o anumită rezistență. Evident, aparate de măsură, doar avem doar ampermetru și cronometru cu termometru împreună. Deci putem măsura temperatura apei, putem măsura curentul electric și putem afla și timpul. Să ne gândim puțin. Evident, când trece curentul prin fierbător, el se încălzește și prin efect Joule degajă căldură. Acum, dacă el degajă căldură, această căldură cumva poate fi preluată de apă. Dacă e preluată de apă, noi știm masa apei, căldura specifică apei și măsurăm temperatura, putem afla căldura aceasta. Foarte bine. Deci se primește că dacă știm formula pentru efectul Joule și pentru cantitatea de căldură care primește apa, excluzând pierderile de căldură, ceea ce s-a scris, atunci putem afla, da? Haideți să vedem. Fierbătorul, dacă se încălzește, cantitatea de căldură este I pătrat R tau, unde tau timpul care se poate măsura cronometru, I curentul care se poate măsura cu ampermetru. Pe de altă parte, căldura aceasta putem direcționa apei sau lichidului celuia, care se determină după formula Cm delta T. Cantitatea aceasta de căldură poate fi determinată prin variația temperaturii cu măsurăm cu ajutorul termometrului, iar C și M sunt date. Dacă neglijăm schimbul de căldură sau pierderile de căldură, adică Q1 egal Q2, evident, noi putem determina rezistența acestuia. Cm delta T, deci R este Cm delta T, iar delta T asta să fie T2 minus T1 supra I pătrat tau. Pentru, iată, aceasta ar fi formula de calcul. Pentru a folosi această formulă și ideea, ordinea de idei care noi am exprimat-o aici, evident că schema s-ar cere următoarea. Deci avem apa,
rezistorul din apă, adică fierbătorul. Așa. Undeva ampermetru. Sursa de curent. Întrerupătorul. Aceasta ar fi schema electrică. Întrerupătorul când îl închidem, curentul trece. În serie conectăm ampermetru cu rezistorul nostru. Intensitatea o măsurăm cu ampermetru. Îl considerăm din start un ampermetru ideal sau cu rezistență foarte mică. În felul acesta, asta ar fi schema electrică pentru determinarea rezistenței acestui fierbător. Acestea au fost lecțiile din capitolul fizică, termodinamică și teoria cinetico-moleculară. Vă doresc succes în continuare la pregătire. Puteți să analizați și rezolvați celelalte probleme care sunt la BAC și nu numai, dar și în culegere. Și vă doresc mult succes!